Se poate face medicină de înaltă performanță și la noi. La Spitalul de Neurochirurgie a fost adus recent un aparat unic în sud-estul Europei care permite chirurgilor să-i opereze pe pacienții cu diferite traumatisme la coloană în depline condiții de siguranță. Aparatul a fost adus de probă pentru 2 săptămâni, urmând ca în cel mai scurt timp spitalul să demareze o licitație pentru cumpărarea altuia. Pacienții neurochirurgicali pot beneficia la Iași de cea mai modernă sală de operații în domeniul neurochirurgiei și chirurgiei spinale din sud-estul Europei. Blocul operator de la Spitalul de Neurochirurgie dispune de cel mai avansat sistem de imagistică intraoperatorie la nivel mondial, un sistem de monitorizare neurofuncțională intraoperatorie și o masă de operație radiotransparentă din fibră de carbon. Este maxim posibil astăzi în lume, în ceea ce privește tehnologia, care asigură cu siguranța pacientului în sala de operație. Cu alte cuvinte, din momentul de față, orice pacient cu o patologie a coloanei vertebrale, indiferent de segmentul ei, indiferent de patologie traumatică, degenerativă, tumorală, va fi operat în condiții de siguranță de 100% cu acest device. Deja a fost operată o pacientă de 28 de ani care suferise un traumatism grav la coloana vertebrală după un accident rutier. Înainte de intervenție, medicii nu erau siguri că femeia va mai putea merge, însă evoluția ei este foarte bună. Pentru mine personal, în calitate de medic, da, este realmente o plăcere să poți utiliza acest aparat. În ziua a doua zi după ce a fost instalat, s-a făcut prima intervenție chirurgicală. O tânără de 28 de ani a fost operată, este în condiții de siguranță. Fiecare device de șuruburi transpediculare care s-a montat, și au fost 8 șuruburi de o calitate excepțională, au fost montate la nivelul coloanei cu un grad de acuratețe de 100%. Aparatul adus de o firmă din Germania va rămâne la Iași cu titlu gratuit timp de 10 zile. În această perioadă, medicii vor opera mai mulți pacienți, deoarece s-a făcut deja și o listă de așteptare. Apoi, spitalul va organiza o licitație pentru cumpărarea unui aparat care costă în jur de 1 milion de euro. La achiziție va contribui și Consiliul Județean cu jumătate din sumă, restul fiind contribuția spitalului. Este un prim pas, urmează să fie achiziționate încă 2 sau 3 aparate tot de ultimă generație, care vor face, dacă astăzi Spitalul de Neurochirurgie din Iași deja este primul în țară ca performanță, îl va detașa mult în față chiar în sud-estul Europei. Neuronavigația, procedura folosită de medicii neurochirurgi, combină cele mai bune practici și metode din neurochirurgia clasică cu tehnologie de ultimă generație. Acestea îi dau neurochirurgului posibilitatea investigării pacientului intraoperator, care poate vedea tridimensional regiunea de interes.